Stimați telespectatori, se apropie sărbătorile. Vrem să vă oferim un reportaj de sezon, să vedem niște oameni obișnuiți ca și dumneavoastră, unde își vor petrece aceste sărbători, unde vor merge în vacanță de iarnă. Am susținut la un apartament obișnuit să sunăm, dar nu avem unde să sunăm. Haideți să batem totul la ușă, sperăm că îi vom găsi acasă. Da. Bună ziua! Hai, e ziua? E amiază, domnul Stemat, iertați-ne că vă deranjăm, să vede că v-am deranjat. Suntem de la Contra TV și tocmai le povesteam telespectatorilor unde își petrec niște oameni obișnuiți ca telespectatorii noștri vacanța. Noi anul ăsta ne petrecem vacanța în concediu de odihnă. Și concediu de odihnă ni-l petrecem în dormitor. Normal, dacă e de odihnă. vă petreceți în dormitor. Da, am văzut că sunteți în dormitor, deci haideți să revenim la tonul oficial al reportajului nostru. După un an de împliniri, dar și de muncă, dumneavoastră dormiți? Dormim de la 8 seara până la 10 dimineața. Păi, iertați-ne că vă spun asta, să mă uit la ceas, acum este chiar 12 și un sfert. Păi, domnul reporter, încă nu e vacanță, deci ne antrenăm și noi acum. Și nu mergeți chiar nicăieri? De mers merge numai bunica, fiindcă e somnambulă. Nu putem să o păzim, domnul reporter, tot timpul pe somnambula asta. Iese pe fereastra din cameră, se plimbă o tură pe acoperiș și după aia se întoarce. Uite că a ieșit, se crede Batman. Bunica, bunica, treci în casă, domnule! Treci în casă că ne strici aici! Ia șarul pe tine că e frig! Uite, domnule, cum nu ascultă! Da, bunicu, ai grijă, ai grijă! Să nu ne întreb cumva reportajul, că mai am depus vreo două întrebări. Sunteți mulțumiți de vacanța în dormitor? Doamne, dar ce economice! Nici nu vă imaginați cât de bine e să visezi. Visez că mergem la Poiana Brașov, la Mamaia. Anul trecut am fost la Cortina d'Ampezzo. La Cortina d'Ampezzo? Păi asta e o stațiune de schi celebră în Italia. Dom'le, vis, nu contează. Poate să fie și lângă Roșiorii de Vede. A fost nemaipomenit, nemaipomenit. Și anul ăsta ne-am propus să visăm că mergem tot la Cortina d'Ampezzo. E așa de bine, domnule reporter. Auziți, dar n-ar fi mai bine să mergeți de adevăratele în vacanță? Aolo, de unde atâția bani? Acum 3 ani nu ne-au ajuns bani să mergem nici până la Chitila și ne-am întors pe jos 20 de kilometri. Lasă-mă să vorbesc. Bună ziua, domnul reporter. Măi, că a venit televiziunea. Bună ziua, vecine, bună ziua. Hai să treci. Am auzit din întâmplare subiectul reportajului pe care îl faceți dumneavoastră și aș vrea să vă zic și eu câteva cuvinte. Nu-i așa, gen? Așa. Vreau să vă spun că este mult mai ușor să visezi că mergi în vacanță. De-aia și spune. O vacanță de vis, zice. Da. Stimați telespectatori, iată și alți oameni obișnuiți ne împărtășesc din planurile lor de vacanță. S-a mărit aria celor pe care o să-i intervievăm. Spuneți-ne, dumneavoastră numai în vacanță visați, în restul anului nu? Dacă mă dați voie, Pipidi mă intitulez și vreau să spun că nu, adică în restul anului noi nu ne permitem să visăm. Da. Pentru că suntem preocupați, adică să visăm că mergem la serviciu, să visăm că luăm leafa. Și leafa, da, să visăm că mergem și la restaurant, că mai mergem și pe la spectacole și putem să și sfărâim, că nu ne dă nimeni afară de la nicio premieră, nu ne dă. Auziți, domnul, cum a zis că veniți? Pipidi. Pipidi, domnul Pipidi, dumneavoastră tot în dormitor ca și dânsi și vă petreceți această vacanță? A, nu, mai merg din când în când la băi în baie. Am un afiș cu în baie, cu vizitații Căciulata, știți? Și e foarte bine la Căciulata din baie, ca să fac un sinonim de metaforă. Așa. Și, cum să spun, e mai ușor că și mai bine că nu dai șpagă, nu dau o cameră, dăm cu televizor, dăm cu frigider și... Mai vine nevastă mea, mai aruncă câte o mână de sare grunjoasă în cadă. Mă, știți că mă ține apa? Da, pentru romantism e bună. Aruncă cu sare. Da.
și arunc cu sare. Domn reporter, da. Nevastă mea a pus odată în baie sare de lămâie. Vă dați seama ce a ieșit? Da, mai greșește și tu. Da. Și acum vă rog să-mi permiteți în fața camerei de lua vederi să ne retragem, să ne mai antrenăm la visaj. Da. Hai, pa. Hai, dragă, hai, pa, dragă. Pa, lucinică, pa. Pe cine ai grijă, ai grijă. Hai, lasă, pipidi, lasă, nu mai... Ce, mă, ce fac, mă? Frumos că trebuie. A, da, să continuăm reportajul. Nu, lăsați că pe dumneavoastră că a stat prea mult la cameră. Mai văd o domnișoară aici, haideți. Și dați-vă puțin la o parte să decupeze. Și dumneavoastră, vacanța vă petreceți tot în dormitor? Eu? În dormitor? Doamne ferește, nu mi-ajunge 11 luni pe an? Da, da, domnișoară, vă rog frumos că noi avem o altă temată. Nu sunt cu domnișoara. Păi, iertați-mă, dar nici n-aveți față pentru domnișoara. Nu, da. Cum vă numiți dumneavoastră? Da, deci bună ziua, acum am ajuns să mă decupez și eu, mă numesc Popică și la întrebarea dumneavoastră eu vă răspund direct, da, îmi fac vacanța în Thailanda. Incredibil! În sfârșit găsim pe cineva care, iată, merge în Thailanda. Înseamnă că dumneavoastră câștigați foarte bine, nu? Nu, nu prea câștig mai nimic. Apoi am schimbat o literă, am fost șofer, acum sunt șomer. Dar nu e o problemă asta cu banii. Eu am un prieten în Thailanda care îmi trimite ilustrate. Și e ca și când m-aș afla acolo cu dânsul. Da, dar nu sunteți acolo. Auziți, dar ce credeți că aici e? Aici e, nu vedeți ce diluat e? Uitați-vă. Nu mai pune, deci vezi ce treaba domnule, dumneata ai fost în fața camerei la microfon, acolo ai rândul meu. Deci nu mai puțin ca să reușim să vă vorbesc cu... Da, nu vă faceți probleme. Haideți să... Arătați-mi ilustratele. Da, este de asta Ilanda. Frumoase, ilustrate și colorate, da. Nu e colorate, nu e vreo de culoare, trebuie să știi să te uiți în profunzime. Dacă te uiți numai așa la suprafață, ca într-o revistă, ia să vedem. Ce vedem noi aici? Noi vedem aici o stradă thailandeză, pentru că suntem în Thailanda și vedem niște thailandezi. Tot pentru că suntem în Thailanda. Aici, în dreapta, vedem niște copii de scul. În stânga un măgar, iar în spate, uitați în profunzime, se vede, ce e acolo, ce e în spate? Un hotel, de 5 stele. Aici locuiesc eu și cu prietenul meu, un hotel. Nu vă uitați, degeaba vă uitați, că nu-l vedeți pe prietenul meu pe balcon, pentru că tocmai ai plecat să-și cumpere niște spray paralizant împotriva țânțarilor. De asta spuneți, nu înțeleg. Ce? Sunt țânțari și într-un hotel de 5 stele? Păi, dar ce Thailanda n-are probleme, n-are necazuri, domnule reporter. Păi ia uite, hai să ne uităm puțin, nu vedeți ce gropi sunt pe stradă? Da, uitați, uite, una e mici, una mare, ia uite ce privire tristă are măgarul ăsta. Da. Cred că la anul nu mai merg în Thailanda.